Mobilitatea populației Republicii Moldova a crescut mult în ultimii ani, ceea ce necesită aplicarea standardelor internaționale pentru a afla câți oameni au emigrat și câți au reședința obișnuită la nivel național și local. Pentru aceasta, începând cu 2019, Biroul Național de Statistică aplică o metodologie aliniată la standardele UE și ONU. Astfel, Biroul Național de Statistică estimează numărul populației care în ultimele 12 luni s-au aflat preponderent pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de absențele temporare. Calcularea de către Biroul Național de Statistică a populației cu reședință obișnuită și a migrației internaționale se bazează pe datele Agenției Servicii Publice și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Având acces la numărul real al persoanelor care au emigrat sau au revenit în țară, se calculează numărul persoanelor care s-au aflat de facto pe teritoriul Republicii Moldova. Grație acestei metodologii, Biroul Național de Statistică poate furniza date calitative cu privire la numărul și structura populației cu reședință obișnuită, la migrația internă și internațională, pe vârste și sexe, la nivel național și pe fiecare localitate a țării. Prin urmare, autoritățile publice centrale și locale, dar și alți utilizatori de date, au acum acces la informații obiective privind schimbările demografice și migraționale produse într-o anumită perioadă, ceea ce va permite ajustarea politicilor naționale și de dezvoltare locală. Bună ziua, stimate doamne, stimate domni! Aș vrea să vă salut la acest eveniment organizat de către Biroul Național de Statistică în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și cu Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. Scopul evenimentului este de a prezenta rezultatele estimărilor privind numărul populației cu reședință obișnuită în profil teritorial și în special la nivel de raion. De asemenea, în funcție de diferite caracteristici sociodemografice. După cum probabil majoritatea dintre dumneavoastră cunoaște, din anul 2017, pentru perioada începând cu anul 2014, Biroul Național de Statistică elaborează și diseminează date cu privire la numărul populației, utilizând definiția de internațională de reședință obișnuită. Această definiție înseamnă, de fapt, locul în care o persoană a trăit sau își petrece în mod obișnuit timpul, perioada zilnică de odihnă, preponderent în ultimele 12 luni, indiferent de absențele temporare. Respectiv, în 2019, Biroul Național de Statistică a prezentat aceste date pentru perioada 2014-2019, dar la evenimentul de astăzi am vrea să vă prezentăm rezultatele distribuției populației pe raioane. Populația cu aplicarea aceleiași definiții de reședință obișnuită. Din propriu-zis definiție rezultă că numărul populației pe care îl calculează Biroul Național de Statistică este de fapt populația rezidentă, de facto, care se află pe teritoriul țării la momentul de referință și de obicei momentul de referință este 1 ianuarie a anului de raportare sau de diseminare. Agenda evenimentului de astăzi conține două sesiuni, sesiunea de cuvinte de salut, mesaje de salut din partea conducerii Biroului Național de Statistică, dar totodată și a partenerilor noștri de dezvoltare, dar totodată avem și sesiunea de prezentare propriu-zisă a rezultatelor estimărilor și la sfârșit, după eveniment care este planificat doar pentru o singură oră, vom avea posibilitatea să oferim ocazia reprezentanților mass media de a lua interviuri de la specialiștii noștri cu subiecte de interes pentru mass media. Aș vrea să-mi permiteți să dau cuvântul directorului general al Biroului Național de Statistică, Oleg Cara, pentru un mesaj de salut. Vă mulțumesc mult! Stimată dr. Neghina Bazadi, reprezentantă rezidentă Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, stimată doamna Carlin Tiso, directoarea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova,
Stimați colegi din cadrul autorităților publice centrale, instituțiilor și organizațiilor naționale, stimați reprezentanți ai agențiilor ONU, stimați parteneri de dezvoltare, stimați jurnaliști, stimați colegi, stimate doamne, domnișoare, stimați domni. Bună ziua, suntem bucuroși să vă salutăm în centra Biroul Național de Statistică la evenimentul de astăzi. În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultate estimărilor privind numărul populației cu rezidență obișnuită în profil teritorial, mai bine spus pe raioane, după caracteristici cum sunt vârsta, sexul și mediul de reședință pentru anii 2014-2022. Cunoașterea numărului populației și a structurii acesteia la anumite momente de timp, în special pe unități administrativ-teritoriale, după diverse caracteristici, cum sunt cele menționate mai sus, sunt de importanță critică pentru evaluarea capitalului uman disponibil a țării, pentru elaborarea direcțiilor de intervenție a politicilor de dezvoltare regională și locală. Dezagregarea datelor privind populația cu reședință obișnuită, după caracteristici ca exemplu cele menționate mai sus, sunt oportune și relevante pentru elaborarea unui spectru larg de politici pe probleme demografice, sociale, economice și de mediu, și luarea deciziilor bazate pe dovezi de către autoritățile publice centrale, dar și locale, și de asemenea mediul de afaceri, fiind extrem de importante, de asemenea, la nivel regional și internațional. Pentru asigurarea fiabilității calculilor, dar și comparabilitatea datelor la nivel european și internațional, aceste estimări au fost efectuate cu aplicarea definiției de reședință obișnuită conform standardelor internaționale, inclusiv ale Uniunii Europene. Biroul Național de Statistică, fiind susținut în acest exercițiu de experți internaționali și naționali, care au adus un aport considerabil la obținerea acestor rezultate, fapt pentru care le mulțumim mult. Această activitate realizată de Biroul Național de Statistică pe parcursul a mai mulți ani a fost posibilă doar grație colaborării cu instituțiile naționale și anume cu Agenția Servicii Publice și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, care au furnizat date relevante cu privire la evenimentele demografice și migrația internațională din registrele și sistemele informaționale deținute de către aceste instituții. Fapt pentru care, de asemenea, le mulțumim foarte mult. Țin să remarc, de asemenea, aportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova pentru sprijinul valoros acordat Biroul Național de Statistică în cadrul proiectului îmbunătățirea capacităților instituționale ale Biroului Național de Statistică, deci a vizat sectorul demografic în special. Asistența acordată într-o îmbunătățire a statisticilor demografice în genere, deci a fost și este foarte valoroasă pentru alinierea statisticii în domeniu la standardele internaționale. Mulțumim de asemenea acestor parteneri pentru asistența tehnică și financiară acordată pentru dezvoltarea întregului sistem statistic național pe parcursul a mai mulți ani împreună și cu alți parteneri de dezvoltare. În final, aș vrea să menționez că statistica populației și migrației rămâne a fi unul dintre cele mai importante domenii ale statisticii oficiale. Astfel, alinierea acesteia la standardele internaționale, în special la cele europene, reprezintă un pas important în armonizarea statisticii naționale la acquis-ul comunitar, ca prioritate stabilită în cazul și în contextul obținerii recente de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acest fapt pune în fața sistemul statistic național și Biroul Național de Statistică în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale sarcini adiționale în contextul asigurării utilizatorilor intern, dar și celor extern, cu statistici oficiale relevante, fiabile, actualizate și credibile. Sperăm că noile date elaborate și puse la dispoziția publicului de către Biroul Național de Statistică vor fi utile și pe larg utilizate de utilizatori de statistici demografice și nu numai. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule director! În continuare, aș vrea să menționez despre un aspect care
poate ar fi important în contextul evenimentului de astăzi. Deci, pentru Biroul Național de Statistică, toate modificările și îmbunătățirile pe care noi le facem în statisticile oficiale, este foarte important alinierea la diferite standarde internaționale și recomandări internaționale. Și în acest context, agențiile ONU cu anumite mandate pe anumite sectoare sunt de un rol, joacă un rol foarte important și în cazul nostru, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA, a fost de mare ajutor prin asistența tehnică care ne-a fost acordată din partea domniilor lor în contextul mandatului pe care îl dețin și dat fiind faptul că inclusiv astăzi, pe 11 iulie, noi de fapt și întreaga lume celebrează Ziua Mondială a Populației, am ținut cu adevărat să organizăm acest eveniment anume în această zi ca să dăm o pondere mai importantă importanței subiectului populației și a aspectelor demografice care au loc atât în societatea moldovenească cât și în multe alte țări de pe glob. În acest context aș vrea să-i ofer cuvântul de salut doamnei Nighina Abbasdaza. Dumneavoastră este reprezentant rezident a Fondurilor Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Thank you very much, Aurelia. Dear Mr. Kara, dear Caroline, dear mass media representatives, stimați reprezentanți mass media, stimați prieteni și colegi de la Biroul Național de Statistică, toți ceilalți parteneri cu care lucrăm și cu care am fost conectați în legătură cu acest eveniment. Într-adevăr, noi lansăm cifrele revizuite cu privire la populație astăzi, data de 11 iulie, care este Ziua Mondială a Populației și aceasta e ziua în care țările recunosc, sărbătoresc complexitățile aspectelor legate de populație. Acest lucru e aproape de sufletul nostru, ceea ce facem azi și e aproape de mandatul pe care noi îl îndeplinim. Pentru UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, această zi este o oportunitate de a privi mai departe decât doar cifrele și să vorbim despre drepturile și alegerile oamenilor, pentru că fiecare cifră reprezintă o ființă umană și acești factori motrice care stau în spatele datelor statistice care ar putea duce la o mai bună prosperitate a omenirii. Noi lansăm cifrele revizuite cu privire la populație în toate raioanele Moldovei și acest lucru este foarte important pentru toți partenerii prezenți astăzi. Aș vrea să-mi exprim aprecierea sinceră față de Biroul Național de Statistică și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, pentru că acest eveniment este posibil. Dragi colegi, probabil ați auzit deja că în noiembrie anului curent populația globală va atinge cifra de 8 miliarde. Și în timp ce lumea se pregătește să atingă acest nivel, este important să ținem minte că tendința globală spre o populație tot mai mare marchează și o diversitate major la nivel de evoluție demografică, la nivel regional și național. În Europa Centrală și Est, inclusiv Republica Moldova, populația a fost în scădere în ultimele decenii. Acest lucru este rezultatul unor efecte combinate ale fertilității mai mici, mortalității mai mari, în special în rândul bărbaților, nivelurilor înalte de emigrare și în special în rândul tinerilor de vârstă reproductivă. Aceasta creează un mediu demografic unic în regiune. Pentru unii din noi, acesta duce la o frică, pentru alții o îngrijorare, pentru alții creează o oportunitate de a veni cu politici noi și să punem oportunitățile pentru abordarea schimbărilor demografice. Sunt bucuroasă să recunosc că UNFPA, în calitate de partener lider în acest proces, oferă sprijin țărilor pentru a atenua efectele schimbărilor în populație prin
programe regionale și naționale de reziliență demografică. Un punct esențial în această agendă este să privim în spatele cifrelor, să asigurăm faptul că lumea poate prospera sau beneficiind de drepturile și alegerilor. Și vreau să subliniez 6 elemente majore. Primul este să asigurăm că oamenii pot avea numărul de copii pe care și-l doresc. Adică să trecem de la conceptul de pur și simplu fertilitate scăzută la conceptul de fertilitate dorită și pentru asta trebuie să creăm un mediu în care cuplurile și în special femeile aș putea să atingă nivelul dorit de fertilitate. Al doilea element este faptul că trebuie să creăm societăți în care lumea să dorească, să trăiască și să-și planifice viitorul. Astfel vom aborda și emigrarea. Investirea politicii familiale atât în sectorul privat cât și în cel public, în mod special abordând femeile și cuplurile tinere, de asemenea implicând bărbații în aspectele de familie, va permite femeilor să combine maternitatea cu aspirațiile de carieră. Abilitarea tinerilor pentru abilitarea vârstnicilor pentru activitatea ca să fie sănătoși, să fie membri active societății și, în fine, generarea date de calitate și comparabile pentru politici mai bune. Așadar, datele cu privire la populație pe care Republica Astăzi, Biroul Național de Statistică, va ajuta Guvernul Moldovei să prevadă, să preconizeze evoluțiile demografice în anii ce vor urma și să utilizeze aceste date pentru a adapta sistemele și instituțiile realitățile care sunt în schimbare. Suntem astăzi martori la un pas enorm în mișcare spre alinierea Sistemului Național de Statistică la standardele internaționale și noi, ca UNFPA, împreună cu USDC și alți parteneri, vom continua să sprijinim Republica Moldova în eforturile de a depăși probleme de populație și să investim în date mai bune, mai tare, ca o precondiție pentru o societate inclusivă și rezilientă. Vă mulțumesc mult și felicitări cu Ziua Mondială a Populației. Vă mulțumim, doamna Nighina. În activitatea statistică pe care o desfășurăm, Biroul Național de Statistică deseori are nevoie de ajutorul partenerilor de dezvoltare și ne bucurăm foarte mult când găsim, întâlnim, colaborăm cu partenerii de dezvoltare care înțeleg importanța statisticilor, gradul de calitate a lor și importanța diseminării acestora și înțeleg importanța acestor date statistice pentru actul de guvernare, pentru cercetarea științifică, pentru activitatea societății civile și, la general, pentru informarea societății. Și unul din partenerii care cu adevărat ne-a fost de suport și a fost întotdeauna în ultimii câțiva ani alături de noi este Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. Aș vrea să ofer cuvântul doamnei Caroline Tissot, care este alături de noi astăzi și vă mulțumim mult pentru prezență. Mulțumesc, doamna Spataru. Nighina, domnul Cara, doamna Spataru, representative of the media, colleagues from NMES, other agencies. It's really a great pleasure to be today at this event. I can remember 3 years ago when we launched practic aceleași persoane în sală și atunci BNSE a putut să publice datele vizuitele recensământului pentru prima dată, cu date credibile, mai exacte despre câte persoane locuiesc în Moldova, conform noi definiții pe care a explicat-o doamna Spătaru. Și cred că acum, peste 3 ani, putem să avem aceste date la nivel de raion și datele sunt tot mai bune. Și aș vrea să felicit pe toți cei care au făcut posibil acest lucru, toți statisticienii. Știm că asta e o profesie care nu câștigă toate laudele pe care le merită. De aceea noi vrem să vă mulțumim pentru lucrul intens, activitatea tehnică și angajamentul pe care vi-l asumați. De asemenea, vă mulțumim tuturor celor care au făcut acest lucru posibil, domnul Cara, doamna Spătaru, toată echipa, UNFP, într-adevăr. Acesta, într-adevăr, e un punct de reper foarte important atins. După cum ziceam, e foarte important pentru o țară să cunoască aceste lucruri. Poate nu e foarte plăcut să cunoască, dar e important să cunoască și face parte din tabloul general, pentru că, într-adevăr, cifrele sunt cifre. Trebuie să vedem oamenii din spatele cifrelor, dar oricum asta face parte din tabloul general și asta poate ajuta la nivel local, la nivel național, să fie elaborate politici care să fie cu accente potrivite, unde să fie investit, unde să fie create și cum să fie create servicii publice. Deci,
Cred că acesta este un punct de început foarte important. Noi, Elveția, ne-am asumat angajamentul de a susține sisteme de date în toată lumea, nu doar în Moldova, dar inclusiv în Moldova. Credem că este important să avem date importante. Decât să ai date greșite, mai bine să nu ai date deloc. De aceea noi investim în sisteme de date de calitate și de aceea împreună cu BNS și cu UNFP lucrăm împreună din 2014 la un anumit nivel, dar și înainte de asta. Vom continua să fim dedicați acestui domeniu ca să ajutăm la îmbunătățirea sistemului în continuare. Un lucru important pe care l-a menționat doamna Bazadă este că noi, ca parteneri de dezvoltare, trebuie să contribuim ca să facem și să vă ajutăm pe dumneavoastră Moldova să o faceți țara atractivă pentru oameni care să dorească să rămână și să activeze aici, să contribuie la crearea locurilor de muncă, să aibă un loc de muncă decent, salarii mai bune, servicii publice mai bune, guvernanță mai bună. Și noi, Elveția, avem un mare angajament să ajutăm moldovenii într-o atingere a acestui obiectiv. De asemenea, a fost menționată partea de accedere la UE și cred că în acest parcurs datele devin și mai importante pentru că va trebui să măsurați ceea ce se întâmplă. Și vorbim aici nu doar de cifre cu privire la populație, dar asta este inclus. Deci vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte bucuroasă să fiu cu dumneavoastră în această zi foarte importantă, la această lansare. Felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Vă mulțumim, doamna Teso. Aceste cuvinte de salut fiind spuse, v-aș propune să trecem la partea tehnică și practică a acestui eveniment și aș vrea să ofer cuvântul colegilor și colegilor noștri din cadrul Biroului Național de Statistică, dar totodată și experților internaționali și naționali care ne-au ajutat la realizarea acestei activități și primul vorbitor la subiectele respective, care se vor referi la aspectele metodologice privind estimările efectuate, va fi doamna Natalia Vargan, șefa direcției Statistică a Populației și Migrației din cadrul Biroului Național de Statistică, care va prezenta împreună cu doamna Maria Vremeș, expertă națională UNFP, specialist în statistică și în analiza fenomenelor de migrație. Poftim! Stimați oaspeți, onorată asistență, prezentăm atenție dumneavoastră rezultatele estimărilor privind numărul populației în profil teritorial, numărul populației creștută obișnuită în profil teritorial pentru perioada anilor 2014-2021. Scopul acestei lucrări a fost de a produce statistici oficiale, relevante, corecte, precise și în termeni utili pentru satisfacerea solicitărilor tuturor categoriilor de utilizatori și alinierea sistemului statistic național la normele și standardele europene. Implementarea conceptului de reședință obișnuită în statisticile oficiale ale Republicii Moldova este un pas important în procesul de aliniere la standardele internaționale. Astfel, reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni, indiferent de absențele temporare, la rude, la tratament, în vacanță sau în pelerinaje religioase. În contextul existenței Republica Moldova, fluxul migrației internaționale neînregistrat, care nu permitea până în anul 2014 estimarea numărului populației aflat de fapt pe teritoriul Republicii Moldova într-o anumită perioadă de referință. Totodată, fluxul migrației interne înregistrate, care reflectă în mare parte doar mișcarea internă, care se referă la schimbările domiciliului legal, fapt ce nu permite măsurare completă a intensității acestui fenomen. Numărul populației la nivel de țară are la bază numărul populației creșteți obișnuită de la recensământ populației și a locuinților din anul 2014, corectat în baza anchetei de control, la care anual se adaugă numărul născuților vii, se scad numărul persoanelor decedate și se include migrația internațională netă. Numărul populației în profil teritorial conține aceleași componente, cu adăugarea migrației interne nete. Cu referință la aceste componente, este important să menționăm următoarele.
Începând cu anul 2014, numărul născuților vii și al decedaților se calculează în baza evenimentului și nu, a bazei, și nu în baza datei de înregistrare, așa cum a fost anterior. Totodată, la numărul născuților vii, înregistrați în baza actelor ordinare, au mai fost adăugați născuții vii înregistrați în baza actelor transcrise. Migrația internă reflectă schimbarea domiciliului legal pe sosiri și plecări în raioanele țării. Migrația internațională se estimează în baza datelor privind traversările frontierei de stat de către persoanele fizice și sunt înregistrate la frontieră de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Aceste date sunt recepționate anual de către BNS pentru estimarea fluxurilor migraționale internaționale, inclusiv pe unități administrativ-teritoriale. În procesul de estimare a populației creșteți obișnuită în profil teritorial, au fost parcurse 5 etape de bază. Prima etapă a inclus obținerea datelor de la Agenția Servicii Publice și Inspectoratul General Poliției de Frontieră, în baza programului de lucrări statistice anual aprobat prin hotărâri de guvern. Aceste date fiind utilizate la estimarea migrației interne și internaționale. Datele obținute au fost verificate pentru depistarea dublărilor, valorilor lipsă, erorile tehnice și altor inconsistențe, pentru a permite aplicarea acestor date în estimarea populației cu reședință obișnuită la nivel teritorial. Pentru înlăturarea deficiențelor și inconsistențelor identificate, au fost aplicate metode statistice de editare și imputare a datelor atât la migrația internă cât și la cea internațională. Ulterior, au fost estimate fluxurile migrației interne și internaționale și realizată analiza acestor rezultate, ca tendință pe structuri de vârstă și sexe. La ultima etapă, seturile de date pregătite în pașii anterior au fost utilizate pentru estimarea propriu-zisă a populației cu reședință obișnuită la nivel de raion și pe medii de reședință, rural și urban, pe sexe și pe vârste. În final, rezultatele obținute au fost analizate și verificate din perspectiva coerenței, completitudinii și comparabilității. Dacă e să ne referim la aspectele metodologice în procesarea datelor pe componentele de calcul ale populației cu reședință obișnuită, acestea s-au referit la pregătirea seturilor de date și procesarea propriu-zisă a acestora. În cazul datelor privind migrația internă, s-a realizat verificarea primară și eliminarea erorilor tehnice. Un exemplu în acest sens sunt erorile produse de generarea totalurilor la anumite vârste și pe unele raioane, pentru femei sau bărbați, cauzate de deplasarea coloanelor în importul seturilor de date. De asemenea, au fost identificate mișcări lipsă la grupele de vârstă cincinale de la 0 până la 15 ani. Pentru mișcările lipsă, la grupele de vârstă de 0-15 ani au fost aplicate metode statistice de imputare a datelor în baza ratelor specifice de fertilitate a femeilor migrante și în baza proporției fetelor și băieților la naștere, în total populației pe grupe de vârstă. Adițional, au fost excluse mișcările migranților din partea stângă a Nistrului și municipii Bender, precum și asigurat soldul migrațional intern zero la nivel național, prin aplicarea metodelor statistice de standardizare. În final, au fost aplicați multiplicatorii și prag la grupele cincinale de vârstă interne pentru a estima migrația internă pe fiecare vârstă. Și a fost calculată migrația internă pe raioane, pe medii de reședință, vârste și sexe. Bună ziua! Eu o să mă opresc puțin la aspectele metodologice privind estimarea migrației internaționale. Migrația internațională, precum și total pe țară, a fost estimată în baza datelor traversărilor la frontiere de stat, asta baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Au fost procesate peste 170 milioane de traversări, o bază enorm de mare,
și a fost utilizată în acest scop. Pentru a determina domiciliul persoanelor, baza respectivă a fost conectată la Registrul de Stat a Populației, exercițiu realizat de specialiștii Agenției Servicii Publice, și a fost identificat la nivel de cod unic de identificare a persoanelor domiciliul fiecarei persoane care a participat la fluxul migrațional internațional. După recepționarea acestei baze de date de către statistică, baza de date depersonificată, a fost realizat exercițiul de conectare cu clasificatorul unităților administrativ-teritoriale a Republicii Moldova pentru a identifica codul raionului și mediul de reședință urban și rural. În procesul de identificare a persoanelor pe domicilii a fost identificat un număr de persoane care au circulat doar cu pașapoartele străine și nu a fost posibil de identificat localitatea, domiciliul acestora. Pentru a primi informații utile, corecte și bine verificate, a fost realizat o serie de imputări a localităților, a domiciliului acestor persoane aceste imputări au fost realizate separat pe adulți și pe copii. De ce? Deoarece a fost identificat un număr impunător de copii care au circulat, pentru care nu a fost posibilă de a identifica domiciliul. Imputarea raionului pentru adulți s-a realizat în baza structurii populației pe grupe de vârste, pe statut imigrațional și emigrațional, așa, și pe vârste de la 16 la 100 plus, în baza structurii populației care a circulat în perioada respectivă peste hotare pentru care a fost identificat domiciliul. Imputarea copiilor a fost realizată de la vârsta 0-15 ani, a fost realizată în baza structurii femeilor în vârstă fertilă. Deci aceste două imputări au fost realizate diferit, cu metodologii diferite, anume pentru a avea o acuratețe a datelor privind migrația internațională. După aceea a fost calculat numărul de imigranți și emigranți, a fost calculat soldul migrațional total pe raioane, medie de reședință, vârste de la 0 la 100 plus și sexe. Vreau să spun că acest exercițiu a fost realizat în diferite softuri și de diferite persoane și a fost dublat acest exercițiu din motivul asigurării acurateței calculilor și acurateței aplicării acestor algoritmi. El a fost realizat atât în SPSS, cât și în AR, preponderent în AR, în sistemul statistic STATA, dar la nivel agregat a fost realizat și anumite verificări în Excel, pe porțiuni de date. Urmează să prezentăm acum rezultatele acestor estimări obținute în baza migrației interne și internaționale. După estimarea migrației interne și internaționale, după cum spuneam că sunt două componente importante, acestea au fost aplicate în calcul numărul populației cu reședință obișnuită pe medii de reședință și pe raioane. Rezultatele obținute ne prezintă situația cu privire la numărul populației de facto aflat pe teritoriul raioanelor în perioada de referință. În figura prezentată se observă tendințele de descreștere a populației la nivel național, care s-a menținut practic pe toată perioada anilor 2014-2022. Această descreștere este datorată în mare parte micșorării populației în mediul rural, care s-a redus cu circa 230.000 persoane, iar populația din mediul urban, fiind de-a lungul acestei perioade, în general, stabilă.
micșorarea fiind de doar circa 35.000 persoane. Evoluția numărului populației pe raioane are un caracter neuniform. După cum puteți observa, în figura afișată, 41% din populația țării este concentrată în doar 5 unități teritorial-administrative, și anume municipiul Chișinău, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzea, municipiul Bălți, raioanele Ungheni și Cahul. Totodată, putem evidenția 5 raioane cu cel mai mic număr al populației. Cumulativ, acestea dețin 5% din total. Raioanele respective sunt Dondușeni, Taraclia, Șoldănești, Dubăsar și Basarabeasca. Componentele de bază a creșterii populației, creșterii și descreșterii populației sunt sporul natural, care este diferența dintre născuții vii și decedați într-un an de referință. Migrația internă netă este diferența dintre numărul sosirilor și numărul plecărilor dintr-o unitate geografică, și migrația internațională netă reprezintă diferența dintre numărul de imigranți și emigranți care intră sau ies din țară. Contribuția acestor trei componente la populația totală la nivel național a fost de -8,8%. Adică în perioada analizată, numărul populației a scăzut cu peste 260.000 persoane. Această reducere este mai pronunțată pentru mediul rural, care include și partea rurală a municipiului Chișinău, unde populația s-a micșorat cu 11,7%. În municipiul Chișinău urban, populația s-a redus cu 0,6%, iar în mediul urban fără municipiul Chișinău cu 1,7%. La reducerea populației în mediul rural au contribuit toate trei componente, respectiv migrația internațională cu -6,9%, migrația internă cu -3,7% și sporul natural cu -1,1%. Contribuția componentelor respective la numărul populației municipiului Chișinău urban este de 12,6% pentru migrația internațională, de -12,6% pentru migrația internațională și de 12,2% pentru migrația internă, de 1% pentru sporul natural. După cum se vede din figură, migrația internă și sporul natural pozitiv compensează integral pierderile din migrația internațională negativă a municipiului Chișinău. În mediul urban, fără municipiul Chișinău, contribuția migrației internaționale este de -1,6% și a sporului natural de -1,1%, iar a migrației interne este de 0,6%. În figura reprezentată, cu privire la migrația internă netă pe raioane, se observă că doar în trei unități administrativ-teritoriale migrația este pozitivă. Acestea sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți și raionul Ialoveni, care de facto sunt receptori ai migrației interne. În celelalte raioane, pe parcursul întregii perioade din 2014 până în 2021, se înregistrează soldul negativ al migrației nete. În figura prezentată cu privire la migrația internă netă pe raioane, se observă... În raport cu anul 2014, contribuția cumulativă a migrației interne la numărul populației constituie în municipiul Chișinău 10%, în municipiul Bălți -10%, în municipiul Bălți -5% și în raionul Ialoveni -1%. Cea mai mare contribuție negativă a migrației interne este observată în raionul Telenești și constituie -8%. În perioada de referință, în raport cu populația din anul 2014. Dacă e să ne referim la migrația internațională netă, atunci constatăm că contribuția negativă a acesteia la numărul populației pe parcursul perioadei de referință este cea mai mare în raionul Ialoveni și constituie -15%.
În raionul Cantemir este de minus 13% și în raionul Cahul și municipiul Chișinău este de minus 12%. În același timp, migrația internațională netă nu a influențat semnificativ numărul populației raioanelor Ocnița, Râșcani, Dondușeni și Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzea. Cu referire la migrația internațională netă în valori absolute, putem evidenția 5 unități administrativ-teritoriale cu cea mai mare migrație internațională și acestea sunt municipiul Chișinău, raioanele Ialoveni, Cahul, Hâncești și Orhei. Pe de altă parte, cea mai mică valoare absolută a migrației internaționale se atestă unitatea teritorială administrativă Găgăuzea și raioanele Taraclia, Dondușeni, Ocnița și Râșcani. Contribuția negativă a migrației internaționale nete cumulative la numărul populației pe grupe de vârstă este mai înaltă la populația mai tânără, de 20-24 ani, menținându-se negativă până la vârsta de 50 ani. Valorile pozitive se înregistrează în grupele de vârstă de la 50 până la 70 ani. În slide-urile anterioare au fost prezentate principalele constatări cu privire la datele statistice produse în procesul de estimare a populației cu reședință obișnuită la nivel teritorial, pe care am ținut să le împărtășim cu dumneavoastră. În concluzie, am vrea să menționăm că prelucrarea datelor agregate de Registrul de Stat a Populației și a datelor individuale pseudonimizate din Sistemul Informațional Integrat a Poliției de Frontieră este un proces foarte complex, care necesită resurse umane, de timp și expertiză demografică. Totodată, această activitate s-a dovedit a fi complicată și din cauza formatului de prezentare a datelor de la aceste instituții. Datele agregate, nefiind însoțite de metadate, nu sunt suficiente pentru prelucrare în scop statistic. Datele individuale furnizate cu aplicarea tehnicilor de pseudonimizare și anonimizare limitează analiza și prelucrarea statistică a datelor. Datele privind migrația internă necesită îmbunătățiri, ținând cont de faptul că multe persoane au de facto o altă reședință obișnuită decât domiciliul legal. Lipsa înregistrării domiciliului pentru copiii de 0-15 ani este o provocare la estimarea migrației interne și internaționale, necesitând acțiuni adiționale de prelucrare cu aplicarea metodelor statistice. Printre activitățile care urmează a fi realizate în perioada următoare, am putea menționa continuarea activității de obținere accesului la date individuale, inclusiv la date cu caracter personal, din registre de stat și surse administrative prin platforma de interoperabilitate în scopul producerii statisticilor populației și migrației. Urmează a fi extinsă estimarea numărului populației cu reședință obișnuită în profil teritorial la nivel de comună și diseminate rezultatele acestea. Producerea indicatorilor demografici, sociali, economici, pe medii de reședință și la nivel de raion și dezvoltarea și implementarea sistemului informațional statistici demografice și sociale. În încheierea prezentării, am vrea să aducem mulțumiri echipei de implementare a activităților prezentate și, în particular, experților UNIFPA, domnului Ileacu Bemoșe și doamnei Marie Vremeș, pentru expertiza tehnică și metodologică acordată. Instituțiilor partenere, Agenției Servicii Publice, Inspectoratul General Poliției de Frontieră și Agenției de Guvernare Electronică pentru pregătirea și furnizarea datelor necesare pentru calcule, precum și facilitarea accesului la date. Și, nu în ultimul rând, specialiștilor Biroului Național de Statistică, atât din Direcția de Ramură, Direcția Statistică a Populației și Migrației, precum și colegilor din subdiviziunile de suport. Activitatea aceasta nu ar fi fost posibilă fără asistența tehnică și financiară a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație și Agenției Elvețene pentru Dezvoltare și Cooperare. Pentru ce le mulțumim! Mulțumim pentru atenție, suport și participare! Mulțumim mult, stimată doamna Bargan, stimată doamna Vremeș!
În continuare, aș vrea să ofer cuvântul expertului internațional Eliahu Ben Moshe. Deci, dumnealui a fost alături de BNS pentru mai mulți ani, acordând asistență și expertiză în acest domeniu. Dumnealui va veni cu o perspectivă din partea implicațiilor acestor date asupra activității, utilizării acestora în politicile statului, în activitatea de dezvoltare regională, teritorială. Poftim. Thank you very much. It's a pleasure to meet. O plăcere să fiu astăzi aici, în această zi a populației, și să prezint aceste date detaliate, dezagregate, cu privire la populația din Moldova. Peste care ne uităm după o perioadă atât de îndelungată. După cum a fost menționat, aproape trei decenii sau două decenii urmăresc îndeaproape estimările populației. Acestea, de fapt, nu reflectă realitatea populației care trăiește, de fapt, în Moldova întotdeauna, pentru că mulți au emigrat în decursul anilor. And therefore the difference between the estimates of the population that used to live in și există o diferență dintre numărul populației care a trăit în Moldova de facto. But in 2019, cu toate acestea, în 2019, după cum am spus, BNS într-un final a elaborat pentru prima oară estimări fiabile ale numărului populației care trăia, de fapt, în Republica Moldova, excluzându-i pe cei care au plecat din Moldova de-a lungul anilor. Și aceasta a fost o realizare foarte importantă. În 2022, BNS produce date dezagregate per raion și per subdiviziuni în zonele rurale. Beneficiile acestor estimări, aș spune că sunt triple. În primul rând, începem să înțelegem mai bine care este situația demografică. Evaluăm fertilitatea, mortalitatea, migrația la nivel de raioane și zone rurale, ceea ce este foarte important pentru înțelegerea proceselor demografice și de migrație. Dar, de asemenea, procesele socioeconomice vor fi mai bine înțelese. Și al treilea lucru, BNS oferă într-un final un instrument foarte important și eficient pentru o alocație mai bună a fondurilor, a resurselor, pentru o mai bună planificare a serviciilor din întreaga țară. Dar să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. După cum am spus, mulți ani nu au existat informații fiabile despre populația care locuiește în Republica Moldova. De ce? Pentru că nu existau date sigure despre emigrația internațională. Toată lumea știa că la acel moment populația cuprindea mulți emigranți, dar nu era posibil să se evalueze impactul acesta. Deci, după cum am spus, estimările vechi reflectă populația care obișnuia să locuiască în Moldova în trecut, dar care nu trăiește în prezent în Moldova. Și începând cu 2019, BNS produce o imagine fiabilă a populației cu reședință obișnuită în Republica Moldova. În comparație cu 2014, și arată că cifrele anterioare au supraestimat populația cu peste 1 milion de locuitori. Vom compara trei surse pentru a vedea care sunt diferențele. Prima sursă, Registrul de Stat al Populației. Registrul Național cu privire la populație, care a fost înființat începând cu 2002 și include
persoanele care erau rezidente în Moldova și așadar și emigranții de după 2002. Atunci BNS nu avea capacitatea de a estima toate aceste date și evident că acest registru includea emigranții de după 2002. De asemenea, avem și populația cu reședința obișnuită, bazată pe recensământul din 2014, în baza anchetei post-recenzare și include doar pe persoanele care în prezent locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova. Să ne uităm pe, la care este istoria acestor trei surse. În 1999, ne uităm doar la acesta, nu ne întoarcem în acel an, 1989, pardon. Și atunci a fost efectuat recensământul populației, care nu includea emigranții, acel recensământ stabilă. Aceasta era situația în 89. Deci, pe atunci, populația era de 3,7 milioane. Stabilă, stimați traducători, este populația stabilă, pro este populația cu reședință obișnuită, ca să preluați terminologia. Thank you, Aurelia. 2004, 2004. Am avut și atunci un recensământ al populației. Cea stabilă era de 3,6 milioane, iar cea cu reședință obișnuită era de 3,3 milioane. Deci era un surplus de 300.000 pentru că a existat o emigrație între 1989 și 2004. Și ajungem la recensământul din 2014. Avem date fiabile, cei cu reședință obișnuită în Moldova, date corecte, pentru că a fost un serviciu eficient utilizat, foarte fiabile, au fost obținute date corecte, iar populația stabilă arată același număr, 3,6 milioane, dar s-a acumulat un surplus de 700 de mii. Și astăzi putem compara aceste date, populația cu reședință obișnuită este de 2,6 milioane și putem să ne uităm la acest termen din mai multe puncte de vedere, putem să-l numim cum vrem, dar populația este 2,6 milioane. Există și o altă problemă în ceea ce privește datele. Datele erau distorsionate din punct de vedere al vârstei. Nu au fost estimate datele corect. Emigranții concentrați în vârstă de muncă. Deci am avut o structură de vârstă distorsionată în acele statistici. Și aici putem să ne uităm peste piramida populației și putem vedea populația care a plecat din Moldova și populația din registrul de stat al populației, populația istorică. Diferența este mare și putem vedea concentrația vârstelor de lucru, pentru că mulți emigranți au plecat când erau tineri.
Și aici putem vedea că avem pe acest slide două linii. Cea de mai sus este populația cu reședință obișnuită și cea de mai jos este RSP. Și vedem că diferențele sunt foarte mari când ne uităm la aceste dreptunghiuri albastre, pentru că diferențele sunt destul de mari. Surplusul era de mai mult de 81% într-o categorie de vârstă. Adică e vorba de 170 de mii de persoane. În același timp, în grupul de 60-64, diferența era mai mare de doar 37%. Adică distorsiunea de vârstă era evidentă. De asemenea, am descoperit și că există surplus diferit pe raioane. Excedentul în 2022 se apropia de 41% în toată Republica Moldova, dar este mult mai pronunțat în unele raioane și mai puțin pronunțat în altele. Și variază de la 24 în unele raioane precum Ocnița și până la 85% în Cimișlia. Deci, prin urmare, surplusul a distorsionat, îmi cer scuze, și distribuția populației pe raioane. Putem vedea cele două estimări cu oranj. Este populația din registru și cu albastru este populația care trăiește, de fapt, în Republica Moldova, în fiecare raion, deci pe fiecare raion. Vedem că municipiul Chișinău are cea mai mare populație și putem vedea că municipiul Chișinău este supraestimat cu 28%, iar Găgăuzia cu mai puțin. Dacă ne uităm la Hâncești, acesta a fost supraestimat cu 69%, iar Fălești cu 32%, dar ele sunt cam de aceleași dimensiuni. Ele au un număr al populației asemănător, iar unele au fost supraestimate sau datele au fost distorsionate în mod diferit, de la 69 până la 32%. Deci, distribuția populației a fost distorsionată. De aceea este important să avem aceste date dizagregate. Așadar, populația cu reședință obișnuită, aceste date oferă cel mai bun și cel mai sigur calcul al populației care locuiește, de fapt, în Republica Moldova. Pentru că sunt cele care nu locuiesc în Moldova. PRO este și mai potrivit pentru planificarea serviciilor și utilităților, pentru a estima necesitățile oamenilor, pentru bugetarea pe cap de locuitor și, în general, pentru cele mai multe utilizări practice, cum ar fi, de exemplu, vaccinurile din pandemia COVID, pentru că vaccinurile nu au fost distribuite pe baza acelor 3,7 milioane. Au folosit alte date. De asemenea, datele RSP all the citizens of Moldova, even if they do not live here, they should have the rights sunt necesare pentru utilizări legale. Persoanele care nu locuiesc în Moldova trebuie să voteze, de exemplu. Și acestea nu sunt potrivite când este necesară populația care locuiește în prezent în Republica Moldova. Deci, datele dezagregate pe raion și medii de reședință rural-urban
sunt importante și de astăzi BNS oferă utilizatorilor estimări fiabile pentru perioada începând cu 2014. Au trebuit să se confrunte cu provocări mari, date incomplete, distorsiuni. Și ei s-au ocupat de asta, eu doar m-am uitat peste umărul lor, i-am ajutat. Și au făcut asta utilizând cele mai de înaltă calitate metodologii. Trebuie să înțelegem că aceste date sunt importante pentru dezvoltarea, elaborarea politicilor și aceste calcule vor rămâne cele mai bune și mai precise disponibile până când va fi efectuat următorul recensământ. Și următorul recensământ este foarte important și acesta va permite BNS să evalueze și să îmbunătățească datele administrative pentru producerea de statistici oficiale. Voiam să menționez că estimările dezagregate au fost verificate pe larg. S-au făcut comparații cu surse externe. Trebuie să... Am auzit foarte des întrebarea de ce BNS nu a folosit surse externe. Republica Moldova a trecut prin valuri de migrație în ultimele câteva decenii. Și sursele administrative de asemenea suferă din cauza acestor provocări. Sursele administrative au evidențe ale persoanelor care nu trăiesc de fapt în Republica Moldova. Și ei primesc pensii în alte locuri, dar nu există informații actualizate cu privire la schimbul lor de adresă legală. Asta poate fi utilizat de către BNS pentru a evalua ce este bine și ce nu în sursele administrative. Și vreau să vă arăt o comparație pe care am făcut-o. Am comparat datele estimărilor actuale făcute în 2014-2019 cu copiii înscriși în școli. Am descoperit că în școli erau în jur de 293.000 copii înscriși, iar estimările copiilor rezidenți erau, de fapt, mai mici. Deci, ne-am întrebat de ce populația rezidentă obișnuită este mai mică în comparație cu acești copii înscriși la școală. Și ne-am uitat peste diferențe care sunt reflectate aici. Cei înscriși în școli din populația rezidentă obișnuită, care era de 8,5 mii, și apoi am văzut că numărul copiilor de această vârstă au emigrat în număr mare, de aproape 13.000. Deci copiii care au emigrat ar trebui să fie scoși din acele date. Deci este o diferență mare pentru că acești copii emigranți nu sunt incluși în date și datele administrative ar putea să fie afectate în această cauză. În lunile următoare vor fi elaborate estimări suplimentare la nivelul comunelor. Deja am elaborat metodologia de bază pentru asta și
și sperăm că până la finalul anului vom avea o dezagregare pe comune. Ar fi interesant să analizăm fertilitatea, mortalitatea în zonele urbane, rurale. De asemenea, se planifică să fie reorganizată banca de date a BNS, unde veți găsi o singură versiune a calculelor populației cu reședință obișnuită. Nu știu ce date preferați. Utilizatorii care ar putea avea nevoie de aceste date le vor găsi pe site-ul BNS și calculele persoanelor fizice înregistrate în RSP. Pentru unii aceste date ar putea să fie relevante. De asemenea, estimările și indicatorii dezagregați privind populația vor continua să fie furnizați anual, așa cum a fost făcut în 2019, anual, folosind aceeași metodologie, cel puțin până când rezultatele recensământului următor vor fi disponibile. Ca să conchid, toate datele au fost distorsionate per vârstă și per distribuție geografică. Și prin corectarea acestor date se oferă date fiabile cu privire la populația care chiar trăiește în Republica Moldova. Și acestea sunt cele mai bune date disponibile pentru viitorul apropiat până la următorul recensământ. Este foarte important ca BNS să pregătească un nou recensământ cât de posibil, cât de curând posibil. Pentru că au fost colectate date suplimentare și trebuie să existe la un moment dat o estimare corectă a datelor cu privire la populație. Deci este foarte important să mai existe un recensământ. Mulțumesc pentru atenție și spor pe viitor. Vă mulțumim mult, stimate domnule Benmoșe. Deci, acestea au fost rezultatele care, de fapt, noi am avut intenția de a vi le prezenta în cadrul acestui eveniment. Aș vrea să spun că, la nivel de produse statistice care le vom disemina astăzi pe pagina web a Biroului Național de Statistică, o să găsiți pe pagina centrală a site-ului statistica.gov.md comunicatul de presă cu privire la datele statistice care au fost prezentate astăzi și careva date adiționale împreună cu anexele privind distribuția populației cu reședință obișnuită pe raioane. Adițional la acest comunicat de presă veți găsi în note o notă de revizuire, pentru că în procesul efectuării acestor calcule, după cum v-au spus colegele mele, au survenit careva modificări în ceea ce privește anumite componente ale migrației, în special ale populației, în special migrația internă și migrația internațională. Deci, nota de revizuire se referă la actualizările în seriile de timp care au fost diseminate pentru perioada 2014-2022, deci le veți găsi acolo. De asemenea, avem pe pagina de metodologii un sumar al aspectelor metodologice care au fost aplicate și în cadrul acestui calcul pentru cunoscătorii și pentru cei care sunt interesați mai mult de metodele pe care le-am aplicat. La fel, dat fiind faptul că în practic, pe parcursul anului și în general în fiecare an practic, avem careva solicitări de la mass media, de la diferiți utilizatori pentru a explica diferențele dintre populațiile, deci populația produsă de PNS și alte populații sau date statistice care există cu referire la populație produse și diseminate de alte instituții. Noi am făcut inclusiv o notă explicativă adițională în care explicăm diferențele, de exemplu, dintre populația cu reședință obișnuită, populația din Registrul de Stat a Populației și inclusiv datele cu privire la alegători din Registrul de Stat a Alegătorilor. La fel, această
această notă explicativă o veți găsi la compartimentul de metodologii, la secțiunea de populații. Și la fel, la secțiunea metodologii veți găsi și două rapoarte analitice, unul cu privire la calculul populației care a fost făcut 3 ani în urmă și acel care se referă la calculul migrației internaționale, iarăși pentru cercetători, pentru utilizatorii care își manifestă interesul asupra aspectelor metodologice. Aș vrea să vă propun să trecem la sesiunea de întrebări-răspunsuri. Sperăm să găsim răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Poftim cine ar avea sau întrebări sau comentarii sau careva intervenții. Am să vă rog să ridicați mâna și să vă prezentați. Poate ați vrea doar să o comentați. Poftim, doamna Găgăuz. Eu sunt Olga Găgăuz, vicedirector pentru activitate științifică a Institutului Național de Cercetări Economice, inclusiv eu coordonez și activitatea Centrului de Cercetări Demografice. Vreau să subliniez că prezentarea datelor populații cu reședință obișnuită în profil teritorial este un pas foarte important în ceea ce privește ajustarea datelor statistice și corectarea acestora pentru a avea o informație fiabilă cu privire la numărul și structura populației în profil teritorial și aș vrea să subliniez că astăzi aceste date recalculate pe raioane prezintă o încheiere a procesului de tranziție de la populație stabilă în calcularea populației stabile la calcularea populației cu reședință obișnuită. S-a subliniat de toți vorbitori importanța acestor date pentru procesul de planificare, de elaborare a politicilor economice, sociale și demografice. Totodată am avut ocazie să conștientizăm că calcularea acestor date este un proces destul de complex, care depinde de mulți factori, de institutele de stat care sunt implicate în acest proces, fie ca deținători de date statistice sau fie cei care înregistrează migrația, alte evenimente demografice și observăm că și în continuare este foarte important ca aceste institute de stat să coordoneze activitatea, să conlucreze pentru a aduce la un nivel corespunzător acest proces de calculare a numărului populației cu reședința obișnuită. Din datele prezentate observăm o scădere continuă a numărului populației. Am avut datele la nivel național privind numărul populației cu reședință obișnuită, în baza cărora deja Centrul de Cercetări Demografice a elaborat și o prognoză demografică. Acum avem datele în profil teritorial care ne deschid noi oportunități de cercetare a proceselor demografice în profil teritorial și totodată și de elaborare a prognozelor demografice pentru unitățile administrativ-teritoriale. Până în prezent, problema, situația demografică s-a discutat foarte intens la diferite foruri științifice și la reuniuni în cadrul Comisiei de Stat. Suntem în proces de depopulare, dar este foarte important ca, având datele statistice fiabile, privind numărul și structura populației, privind evenimentele demografice, cum sunt nașteri, decesie, migrație internațională, migrație internă, am putea să dezvoltăm politicile economice și sociale foarte coerente și să transformăm aceste provocări demografice ca depopulare și îmbătrânirea populației în oportunități de dezvoltare. În acest sens, un exemplu elocvent este țările Baltice, care tot
se confruntau pe parcursul de a trei decenii cu migrația internațională foarte intensă și tot au trecut la calcularea numărului populației rezidente, adică tot în baza acestei noțiuni de populație cu reședințe obișnuite. Și acum implementează politici noi care sunt țintite în primul rând pe adaptarea societății la îmbătrânirea demografică și la scăderea numărului populației, în special în localitățile îndepărtate care au o densitate foarte mică a populației. În acest sens, datele prezentate astăzi ne permit și noi trecem la elaborarea unor politici inteligente care ne vor permite să dirijăm foarte corect procesul de depopulare, repartizarea și utilizarea resurselor umane, totodată de a elabora unele politici inteligente privind amplasarea teritorială a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de ocrotire a sănătății, elaborarea unor politici pentru a îmbunătăți caracteristicile de calitate a populației, nivelul de educație în primul rând și indicatori ai sănătății populației. Vreau să subliniez că este important să conștientizăm că anume datele cu privire la datele privind populația cu reședință obișnuită sunt este necesar să utilizăm în toate activitățile în actul de guvernare. Probabil este foarte important să subliniez și rolul administrației publice locale în acest sens, care trebuie să treacă la utilizarea acestor date și totodată pot acorda și un suport oarecare în calcularea datelor populației, privind populația cu reședință obișnuită în profil teritorial. Vreau să aduc sincere felicitări colegilor echipei de la Biroul Național de Statistică care au realizat acest exercițiu foarte complex, dificil și a domnului Iliahu Ben-Moshe care au fost consultant în acest proces și ne bucurăm de rezultatele pe care le avem și așteptăm, cum a fost subliniat, recensământul populației următor, care tot va constitui și un punct important pentru perfecționarea datelor cu privire la populație. Vă mulțumesc și vă felicit toți cu Ziua Mondială a Populației. Mulțumim mult, doamna Găgăuz. Pentru noi, Biroul Național de Statistic, foarte mult contează opinia cercetătorilor și anume a specialiștilor în demografie și sper că am reușit să vă ținem alături de noi pe tot parcursul acestei activități, informându-vă la diferite etape despre, atât despre metodologia care am elaborat-o și care am validat-o prin intermediul dumneavoastră, care sperăm în scurt timp o să o publicăm inclusiv integral pe pagina web a Biroului Național de Statistică și totodată dumneavoastră cercetătorii, acei care dispuneți de expertiză în domeniu, de fapt sunteți acei promotori a metodologiilor și a standardelor, a definițiilor internaționale, respectiv vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Sunt alți doritori care, da, poftim, reprezentanții autorităților publice centrale, opinia dumneavoastră este foarte importantă pentru că dumneavoastră sunteți utilizatorul de bază pentru care noi, de fapt, producem statisticile oficiale și, de fapt, avem sarcina de a vă îndestula necesitățile informaționale prin date. Poftim, Marcela Țârdea. Stimați colegi, bună ziua, Marcela Țărdea, Ministerul Sănătății, șef secționalism, monitorizare și evaluare politicilor. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor de la BNS, să le mulțumesc și să ne felicităm atât colegii cât și noi toți, că în sfârșit avem o claritate referitor la datele populației în Republica Moldova. Mulțumesc la fel partenerilor dezvoltare pentru suportul oferit. Noi, autoritățile publice centrale în domeniul sănătății, în ultimii ani tot am avut mai multe provocări referitor la datele demografice. Dumneavoastră, pe parcursul evenimentului de azi, mai multe ori a fost menționat că datele demografice este baza de calcul pentru practic toți indicatorii de dezvoltare social-economică a țării. În domeniul ăsta, sănătatea nu este o excepție, chiar este domeniul, unul din domeniile la fel de importante ca și celălalt, economic, educațional.
Și faptul că în sfârșit cifra de 2.6 milioane populație va fi o cifră care de comun acord și argumentată prin evidenție cu cercetările, cu estimările cercetărilor științifice și estimările statistice, ne spune că asta e cifra care urmează să fie calculată, luată la bază pentru calcularea tuturor indicatorilor. Asta pentru noi este un plus foarte, foarte mare și o claritate referitor la cum politicile vor fi elaborate, cum resursele vor fi alocate, cum noi, autoritățile publice centrale, vom fi responsabili în fața cetățenilor pentru ceea ce producem și la fel autoritățile publice locale, care la fel sunt foarte importante. Eu cred că pentru dânșii le-ar plăcea să utilizez lista cu cetățenii stabili, adică din... Dar de fapt noi, funcționarii publici, lucrăm pentru populație care real, pentru o perioadă de timp, se află pe teritoriul țării, pe teritoriul raionului, a comunei, a satului. Și în contextul ăsta, domn profesor Ben Moșe ne-a spus că în următoarele luni vom avea o decizie finală ce număr a populației va fi utilizată, adică cu toate estimările, sperăm că deja de la 1 ianuarie 2023 Ministerul Sănătății, colegii de la Agenția Națională de Sănătate Publică, deja nu vom avea în discuții. Așteptăm datele de la Biroul Național de Statistică, adică cadrul ăsta de timp. Faptul că este în așteptare următorul recensământ a populației ca să fundamenteze suplimentar cu evidenție care ar fi cifra finală sau cifra cea care metodologia și numărul populației, asta evident că ar fi un argument în plus, dar adică în contextul ăsta claritatea cred că noi toți o așteptăm și aici în sănătate cumva a fost menționată, noi știm că avem provocarea asta cu acoperirea vaccinală, dar în același timp la sănătate avem alți indicatori care la fel sunt importante, decesele cardiovascular, cancer și în felul ăsta cifra care va fi utilizată va aduce claritate și probabil că o leacă ne va speria cifrele ce ține de starea populației, o leacă ne va speria deoarece baza de calcul va fi alta și în contextul ăsta. Dar în schimb ne aduce claritate și ne-a oferit imaginea reală a stării de sănătate a populației și ce politici urmează să fie dezvoltate, implementate și ca să avem în acest context o sănătate mai bună pentru cetățenii Republicii Moldova. Mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumim, doamna Țărdea. O reacție la mesajul dumneavoastră din partea domnului director? Vă mulțumim foarte mult pentru comentarii din partea doamnei Găgăuz. Deci, apreciem foarte mult suportul cercul academic pe parcursul întregului proces de elaborare și validare a metodologiei. Deci acest eveniment a fost precedat de alte activități în cadrul cărora au participat colegii din cercul academic, din autoritățile publice centrale, deci alți parteneri activi în procesul de definitivare a metodologiei și aplicării în practică. Și suntem foarte, deci apreciem foarte mult acest suport continuu. De asemenea, mulțumim foarte mult Ministerul Sănătății, colegilor de alte instituții pentru deci, suportul care este acordat în acest proces de perfecționare a statisticilor, inclusiv statisticilor demografice. Vreau să subliniez poate faptul că în cadrul acestui eveniment, evenimentul de astăzi, noi nu venim careva revizuiri de date, noi venim cu deci date suplimentare, seturi suplimentare la date, la cele care au fost prezentate anterior.
Datele vizând populații cu reședință obișnuită sunt elaborate către Biroul Național Statistic din 2017. În 2019 au fost realizate deci o serie de revizuiri la serie de timp din 2014 și în fond din 2019 încoace, deci într-adevăr aceste date sunt date de bază care sunt furnizate către Biroul Național de Statistică privind populația cu reședință obișnuită, populația. Deci este important de ținut cont de faptul că populația cu reședință obișnuită elaborată în conformitate cu standardele, cu regulamentele, deci europene și internaționale, se referă la populația rezidentă, adică populația care de facto, deci trăiește pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul țării noastre, deci preponderent parcursul la ultimele 12 luni. Dacă vorbim de anume de acest scop, scopul privitor la date statistici care reflectă situația de facto, deci anume populația cu reședință obișnuită, constituie statisticile care sunt deci, cele mai relevante pentru a fi utilizate. Totodată sunt și alte date, alte statistici care pot fi utilizate pentru alte scopuri, ca de exemplu datele vizând cetățenii Republicii Moldova în baza datelor, în baza Registrului de Stat al Populației. Deci acest registru reflectă situația de iure. Deci include toți deci, cetățenii Republicii Moldova. Deci în cazul când migrația a fost migrația internațională a fost deci documentată, în acest caz aceste deci înscrieri se fac în registrul respectiv. Și de ce este important de ținut cont de faptul că în dependență de scopul utilizării datelor este potrivit de utilizat o sursă sau altă de date. Dacă vorbim de registrul alegătorilor, este un subset de date din registrul de stat al populației care se referă la persoanele de 18 ani și peste care au cu dreptul de vot. Deci diverse seturi de date au scopul deci specific a acestora și îndemnăm utilizatorii să utilizeze deci acele date care sunt mai potrivite pentru scopul specific al utilizării și analizei datelor. După cum a spus colega mea, doamna Aurelia Spataru, deci aceste note explicative privind deci diferențele de ordin metodologic, dar și care provin din gradul de cuprindere de acoperire a acestor noțiuni sunt prezentate în notă explicativă care este plasată pe pagina web a Biroului Național de Statistică pentru a fi consultată și a fi utilizată de către utilizatori deci în mod cât mai pentru a deci îmbunătăți utilizarea corectă a datelor statistice. Mulțumesc! Mulțumim, domnul director. Doamna Crețu, ați vrut să interveniți? Mulțumesc frumos pentru a nu repeta colegii care au vorbit anterior. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și inclusiv colegilor de la Biroul Național de Statistică, partenerilor de dezvoltare. Vrem să vă asigurăm că datele sunt foarte au fost și sunt foarte așteptate și să vă asigur că Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a realiza o analiză a situației demografice și gestionarea situației demografice prin asigurarea unei reziliențe demografice la elaborarea politicilor din totdeauna a utilizat toată baza de date a Biroului Național de Statistică necesară și vă asigur în contextul celor ce a menționat doamna Găgăuz că asta vom face în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Crețu. Eu aș vrea să întreb jurnaliștii, poate dumneavoastră ați avea careva întrebări să le adresați acum în cadrul evenimentului, dat fiind faptul că avem toți experții prezenți și ar putea inclusiv să răspundă la anumite întrebări de ordin tehnic sau care ar prezenta interes pentru dumneavoastră. Și alții participanți, vă rugăm mult. Prezentați, vă rog. Valeriu Sainsus, Academia de Studii Economice. Probabil că sunt cel mai mândru în sală.
din simplu motiv că s-a realizat un volum de muncă destul de voluminos, dar și calitativ, și tot aici aș spune că de fapt, probabil sunt și unul din cel mai bun consumator de informații de la BNS, ca și fapt că întotdeauna apelez la sfat colegii de la BNS. Eu aș induce discuția în contextul în care provocările demografice inevitabil vor crea și vor dimensiona o reformă teritorială administrativă. Și vreau și aici să accentuez că experții internaționali corect au reindus faptul, pentru că noi demografii în perioada de un deceniu întotdeauna facem referință la datele recensământului, care sunt cele mai veridice, dar în perioada dintre două recensăminte întotdeauna, desigur că nu există evidența datelor statistici teritoriale. Iar în acest context, probabil că reforma teritorială administrativă este una inevitabilă și în acest context datele ar putea fi utilizate la bază în contextul în care s-a realizat o reformă teritorială administrativă. Vă mulțumesc, felicitări pentru realizare. Mulțumim mult, domnul Sainsus. Da, noi cunoaștem, chiar dacă nu contactăm la direct, cunoaștem că dumneavoastră ne urmăriți în sens pozitiv și vedem în activitățile dumneavoastră că utilizați datele Biroului Național de Statistică. Eu am vrut, așa, până poate dezghețăm colegii noștri jurnaliști, poate îi provocăm să formuleze careva întrebări, am vrut să vă spun că nu știu dacă ați observat, dar câteva zile în urmă noi am făcut un anunț cu privire la o nouă versiune a paginii web a Biroului Național de Statistică, pe care vă rugăm să o parcurgeți, să o examinați și inclusiv să veniți cu feedback. Este o versiune nouă a paginii web cu atât aplicarea metodei sau tehnologiei noi în domeniul tehnologiilor informaționale, dar totodată și am ținut cumva să extindem și accesul la datele diseminate, inclusiv pentru persoanele cu anumite limitări în vizualizarea datelor, în audierea datelor și respectiv orice feedback din partea dumneavoastră ar fi foarte util pentru a finaliza și a face tranziția lentă și nedureroasă de la site-ul existent la site-ul nou, care sperăm să fie mai utilizat, dat fiind faptul că dispune de versiunea adaptată la telefoanele mobile, la smartphone-uri, care credem că este o îmbunătățire semnificativă pentru o pagină web a instituției de stat. Avem alți doritori? Nu? Da? În acest caz, aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor prezenți la eveniment, atât participanților care au dat curs invitației noastre, cât și colegilor și colegilor mei care au depus efortul în efectuarea calculilor și în prezentarea acestora astăzi. La fel, mulțumirile noastre sunt pentru partenerii noștri de dezvoltare, Fondul Național Unit pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare. Vă mulțumim dumneavoastră, utilizatorilor de date, că sunteți alături de noi, că împărtășiți cu noi opinia dumneavoastră, că utilizați datele noastre, pentru că noi, de fapt, tindem spre aceea și suntem foarte bucuroși atunci când vedem că datele sunt utilizate și suntem inclusiv bucuroși și în situațiile în care dumneavoastră, de exemplu, formulați solicitări adiționale la care noi am putea să lucrăm mai mult, să lucrăm pe alte domenii și în felul ăsta ne dezvoltăm și noi capacitățile instituționale, capacitățile persoanelor și specialiștilor din cadrul Biroului Național de Statistică și astfel dumneavoastră ne ajutați să producem evoluție și progres în statistica oficială. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Prin aceste cuvinte aș vrea să închei evenimentul și pentru colegii din mass media suntem dispuși să vă răspundem la întrebări adiționale după încheierea evenimentului. Mulțumim mult, o zi bună!